Salut și bun venit la un nou episod de Minecraft! Un picuț mai diferit de data asta, jucăm și cu Dado. Salut! Sau de fapt, eu joc cu el, nu? Că suntem pe harta ta aici. Da, mulțumesc! Și trebuie să ne gândim la un nume pentru gameplay-ul ăsta. Ceva cu farming. Am rămas la ceva cu farming. Fermierii, tractoriștii pe farming, că deja avem o serie pe farming simulator tractoriștii. Și am văzut că și aici avem tractoare. Deci ăsta este practic Farming Simulator 19, doar că în Minecraft. Așa că să-i dăm bice, nu știm cu ce se mănâncă foarte mult, dar din câte am înțeles știu un picuț mai mult decât mine. Eu mai recunosc câteva lucruri pe aici, doar că nu știu exact povestea. Până nu începem, harta asta este disponibilă, tu ai putut să o descarci gratuit și acum, nu? Da, de pe MC Market. Încă gratuită. Perfect! A fost o hartă care a fost dată gratuită de Microsoft pe MC Market pentru cine joacă Minecraft Bedrock Edition. Versiunea de mobile pentru necunoscători și o puteți descărca. Este pe sistem de adventure și avem misiuni, task-uri și așa mai departe, caractere noi, animații și chiar și muzică. Eu o să sting muzica să fac un picuț în... Asta și iar mi-a început și mie să-mi cânte. Înseamnă că e așa gen pe, știi, loop. Și începe da, la da, un uite moment asta dat. Cântă, asta cântă, când ne apropiem de el, nu-mi să-l vezi ăsta. Măgarul ăsta de aici. Asta. Ia uite-l, mă, cu animații, cu alea. Poate dacă ne facem niște arme să-l amenințăm. Cu mașina, cu mașina. Și putem conduce, deci. Așa, bun, stai așa, hai să ne apucăm de lucruri. Avem tractor în față. Aici avem niște oițe, cred că sunt din cunoștințele mele. Da, doar că sunt altfel modelate decât standardul din joc. Deci chiar și astea sunt noi. Uite berbec, ăsta e berbec. Ce mi se pare foarte amuzant e că tot timpul încerc să sar gardul, știi, ca în alte jocuri și nu reușesc. Lels. În schimb, uite, răhăței putem să-i adunăm, dar nu știu unde să-i aruncăm. Va trebui să... când am descoperit. Cred că facem manure cu ei ca să facem fertilizator. Am văzut o chestie pe aici și cred că facem fertilizator. Uite, avem terenuri. Cum? Nu se dă... Gata, am scăpat. Din câte am văzut pe aici avem o grămadă de teren pe care trebuie să-l muncim. Mamă, dar muzica asta pe cuvântul meu. Da, din cauza chitaristului. Crezi tu că e din cauza lui? Dorm porcii? Așa putem vorbi? James Guy. Uite, ăsta-i ghidul. Ok. Click dreapta pe ghid. Hey, are you new around here? Do you want to help plow some fields? Dacă vrem să arăm câteva terenuri. Attach the plow attachment to the tractor by driving into it, then drive to one of the field, then activate the plow by pressing jump key to start plowing the land. Ok, ia uzi. Căci că mergem cu tractorul și intrăm în plug și așa se atașează unul cu celălalt, după care ne ducem și apăsăm tasta... Dar cum dădeam cu clic dreapta? Sunt muncitori pe terenul ăsta. Bănesc că nu facem aici, nu peste ei. Ba da! Văd că sunt muncitori aici. Dar e vorba de, nu e vorba de terenul ăsta mic? Nu e terenul ăsta? Mai avem un teren în partea cealaltă. Cred că acolo se referă din micile mele cunoștințe. Cred că în partea asta stai așa. Ai văzut alt teren, zici? Da, uite aici. Mamă, ce ciudat merge tractorul ăsta. Văd că aici avem un teren și avem și o combină. Ok, am luat plugul! Ăsta-i plugul? Dar tu le vezi pe undeva vreun plug? Că eu cred că am luat cultivatorul. Avem aici, uite. Plug? Nu prea e plug, e cam semănătoare, așa din ce îmi dau seama. Aia e semănătoare, da. Dar cred că ăsta e plug și așa au făcut ei modelul. Unde-i terenul? Uite, avem și o combină. Din dreapta, acolo unde e combina. Mă gândesc. Auzi? Hai să mergem să dormim, nu vrei? Cel mai bine. Hai să mergem să dormim un picuț, păi a venit noaptea. Da, I don't know, man. Eu am răhățelul ăsta, trebuie să scap de el că... Lasă-l, ține-l în inventoriu acolo. E bun, a? Bă, fermentează-l, pui ca îngrășământ. Pat, avem un pat, dar n-avem două, avem două. Avem două paturi, uite, na. Stai tu acolo, stau aici, e același lucru. Dă-i click dreapta pe pat, te rog. Și așa putem să dormim peste noapte. Gata. Și am scăpat. Dormim separat. Întuneric. În caz că ne certăm, tu dormi acolo. Se pare că jocul ne dă că deja certați. Ne dă variante. Uite, avem și bucătării. Uite, aici avem un cufăr, cred că zice, un chest, în care avem ceva mâncărică. Și niște bănuți. Ciocolata mea, ciocolata mea. Eu iau șorba, buritul. Plec. Da, uite, putem să luăm și mâncarea asta de aici, să știi. Dacă dai cu click-ul. Uite, aici, Gina, avem câteva supe și dacă dai cu click-ul pe ele, poți îți sar cu click stânga. Aha. Așa. Și când ai nevoie, le înhați, cuptorul. Bum, bum. Aici putem să... La cuptor băgăm altceva ce recoltăm noi, cred că dacă punem cartofi sau alea, știi? Păi fii atent, eu mă duc să dau cu plugul, nu te bași tu pe cultivare cu combina, cu aia mare?
Da, hai să vedem cum funcționează. Ce vorbim? Eu nu știu ăsta, ce-i ăsta? Ai idei ce-i ăsta, că nu-mi dau seama. E că nu știu pe unde să intru acolo, cred că... Trebuie să trec pe aici, pe aici, vino. Ah, ok, e altă parte. Uite ăsta, nu înțeleg ce e. Deci ăsta e drumul, Claros. Apropo, să te ferești de aia verzi, dacă ai vezi, să nu te duci pe lângă ei. Da, am avut experiment. Am înțeles. Deci ăsta este drumul, dar ce e ăsta în stânga? Asta nu este drum. Eu cred că ăsta e teren arabil, nu? Se pare ție ca fiind stradă, nu ceva, potecă? Cred că e potecă. O fi potecă de țară, mă, da, exact, mă. Exact, am tras puțin cu ochiul și era potecă. Da. Uite, aici avem semințe, corn, seed, corn, asta pentru semănătoare. Dar uite, avem și balotieră în față. Unde? Uite acolo, uite acolo. Da, combina, bagă-te pe combina. O avem o căpriță, mamă, căpriță. Mamă, avem și ai și fertilizator cu aia, cum așa ceva? Avem fertilizator, băi. Încercam să-mi fac și o poză din sprayer. Față, că e prima mea experiență și nu pot. Cu F5, dai F5 și o să poți, da, dacă crede-mă. Nu mă întoarce din față. Cu F5. Mai apeși o dată, până când te dă cu să te vezi din față și o să poți să-ți faci poză. Ok. Asta? Băiat. Alta viață. Pe adevărăciune. Ce costumație. Dar vezi că practic W, A și D te dă în stânga și în dreapta, dar cu mouse-ul ți orientezi combina, e un pic dubiosus. Uite, mă, ce căpriță. Ce fac eu, mă, căpriță? Oare ce fac eu pe aici? Se activează cum? Este așa că am două culturi aici, am un porumb crescut și unul... Păi, cred că ai și banane. Alea cred că-s banane acolo. Păi și ce? Le iau pe toate la grămadă, cred, nu? Nu știu. Ar putea să le dea pe jos dacă le iau la grămadă. Ia să vedem. Cu click dreapta merge? Avem și model, da, uite, pH 8-10. Da. Merge cu click dreapta să iei bananele, ia banane cu click dreapta. Și ți-ai și semințe. Vezi că merge așa să le recoltezi. Ia să vedem ce zic băieții ăștia aici. Ce chestie, o fi mare harta construită? Stop, dude. Sell your crops in the market, you'll get rich. Ia uite, mă, după ce recoltăm, trebuie să ne ducem la market și să vindem ce am recoltat. Și așa putem să luăm, probabil, remunerație, ceva. Ce nu-mi place mie e că dacă vin cu tractorul pe aici, o să stric probabil modelul ăsta, nu? O să mai mi-arăți o dată cum iau? Click dreapta, dai cu click dreapta pe fruct. Click dreapta. Gata. Așa. De la depărtare, eu prea mă băgam în sufletul lor. Te băgai în sufletul lor, da. Da, gata. Ce tare că s-a animate toate treburile, bă, băiatule, câtă muncă. Aveți și niște banane verzi, oare să le iau sau să le las? Cred că le-ați nefăcute dacă-ți verzi, nu? Mă gândesc. Da. Semințele le punem în chestul de la intrare, mă gândesc. Ar fi... Nu? Da, o să le ții la tine un picuț și da, trebuie să ne găsim un chest și le băgăm acolo. Avem aici la intrare deja cu semințe. Avem și porumb. Da. De banana seed, le punem aici. Bun. Ce mișto! Am pus space-ul. Semințele le țin în inventar, că poate mai mâncăm, încă poate dată. Mai... Press nick key. Cum? Eu ar acum? Eu nu știu cum, dacă ar sau nu. Poate ar pe aici? Sigur că mă bag în cultura asta? Ia să vedem. Dar nu funcționează. Gata, frate, eu acum măresc zona arabilă. Vino să vezi, uite. Tu ești la mine? Da. Ia. Sigur. Ia uite. Bagă. Poți să las header-ul jos. Da. Și acum cred că funcționează toată treaba. Ai dispărut o lecușă? Da. Tare. A funcționat? Da. A mers. Iar eu fac dita mai terenul aici, arabil, ca după aia să putem semăna pe el alte lucruri. Nu, dar am luat 16 porumbi și 4 semințe de porumb. Ce tare! Și am ratat un rând de porumb. Ok, mai încercăm o dată. Azi că n-are nicio. Fugi de aici, oaio! Fugi! Că viu cu tractorul, măi! Cine să gândea farming că poate să recolteze în Minecraft? Lels! Space? Vezi că chiar de pe Space activez chestii, văd. Observ. Da, de pe Space am activat și eu... plugul. Bă, dacă te animații frumoase la tractor, îmi tremură chiar și eșapamentul ăsta. Ce tare. Ceva fac greșit, că nu vrea să-mi ia rândul ăsta. De porumb? Da, mai îmi rămân... Dar ție, tu ce recoltezi, îți vine în inventar? Da, automat în inventar, dar văd că mai pică și pe jos. Nu înțeleg de ce pică pe jos, dar...
Mamă, stai așa că m-am pierdut. Bun. Așa fluieră, un adevărat. A, nu, cred că fermier. Cred că pică jos și când a, eu trec cu combina pe... Nu, nu, când trec peste, cred că mi le arunc automat în inventar. Am înțeles, că văzusem da. Ceva jos și acum a dispărut aparent și mi-a apărut inventar. Am înțeles. Bun. Bă, da, se mișcă destul de rapid, adică nu e... Cel puțin din punctul meu de vedere, dacă te iei încoace, adică am făcut jumătate de teren. Dar animalele de le avem pe câmp, nu le putem... Bă, da, le mierlim, de... le putem mierli. Cu ochii pe făcut bani. Le putem. Unde parcăm noi combina? Cred că lăsăm aici. Sau nu, că aici... Dacă... Nu, scoate-o afară dacă poți, că ne încurcă. Unde s-o scot, că n-am pe unde? Nu încape? Nu, că fărăm gardul aici dacă încerc. Atunci las-o pe aici și vin eu cu aratul până în ea și nu ar tot. Sau pot să duc de... Bune, deja ai arat, mă gândesc. Păi da, pe acolo venim cu semănătoarea și cu fertilizatorul, sau... Eu potec aici verde. Nu lasă ce am curs, nu? Ah, cum vrei. Și îți pare ciudat că pot să dau cu lateral, mi se pare foarte... Da. Da, e futuristică, mică. Foarte interesant. Ce tare! Uite, ăsta e un avantaj dacă jucați Minecraft Bedrock Edition. Că am fost întrebat de 1000 de ori de ce joc Bedrock Edition și nu Java. Ăsta este unul din multiplele avantaje pe care versiunea asta le are. Are un puiuț! Da. Pe ăsta nu trebuie mierlinu, că ăsta o să crească la un moment dat. Da, ăla lași mielit. Hai că nu-l mierlesc dacă e. Chemiel. Ești prima mea victimă pe jocul ăsta. Azi. Uite-te la căprița aia ce frumos aleargă și după aia stă jos aia din fața ta. Da, băi, da. Acum să se odihnească. Du-te mă cum așa ceva. Prea frumos. Bă, oare da, irigație avem? Normal, în Minecraft există irigație. Adică ca să crești orice, trebuie neapărat să pui și niște apă. Ca să se crească mai repede, mă rog. Fii atent. Și avem un singur, tractor, da, un singur tractor. Trebuie să-mi fac și eu, nu știu, o lopețică? Nu știu dacă e cazul. Ia. Hai să-l mut pe ăsta de aici. Ca și experiment, înainte să dăm drumul la înregistrare și am intrat eu singur, am încercat să-i dau un pumn, să zicem, unui taur, sau cred că avem acolo niște tauri, și m-am omorât instant. Din două hituri, taur? Era un... Oh, wow, avem taur. Sper să nu... Să nu fac de râs, dar da, erau niște văcuțe negre care probabil erau... Da, opa, stic, avem un poianjen. Uite, nu știu cum funcționează aici, dacă fertilizarea o facem înainte să semănăm sau după. Ne spune tantia asta, ia să vedem. Bună. Harvest crops manually with your hand or use combine... Uite, poți să pui semințele și poți să le culești cu mâna sau să le pui cu combina, ceea ce noi deja am făcut ambele variante. Utilizează tractorul with a planter attachment to plant the seeds. Da, trebuie să utilizăm... Tractorul with a planter attachment, da, și după aia vine fertilizarea sau înainte? Ci că e mult mai eficient dacă facem treaba asta. Da, cu da, și semănătare. Poți să faci și cu mâna semănatul, dar nu va fi la fel de eficient. Deci dacă vrem producție maximă... Ok, you can buy more seeds at the farmer's market. Deci avem și un... Market de unde putem lua semințe. Fii atent, avem o mică problemă totuși. Da, avem un mansion acolo și probabil marketul prin zonă. Problema în momentul de față e că nu știu cum n-ai să decuplez plugul ca să pot să iau semănătoarea. Nu de pe... Deci asta... A, asta e balotieră, mă! A, și semănătoarea unde e? Parcă ai văzut-o la... Da, e acolo afară, da. Merge. Bun. Să... Vrei să sneaky... A, nu, că ăsta iasă afară. Ăsta e shift-ul, cu space-ul pui jos ca să are... Ia-o pe asta. Ia. De atașat cum l-ai atașat? De cât te-ai dus lângă el, nu? Cu click dreapta îl atașezi. Și acum dacă îi dăm un click dreapta? Am încercat și nu merge, nu se face nimica. Deci nu știu cum se dezatașează. Este un misterinio. Vine, fugi, fugi că ne atacă ăștia, fugi, trebuie să fugi de ei. Ăștia sunt unii care ne atacă. Mamă, băștinași, ce-s ăștia? Da, ăștia sunt ai naibii și o să ne omoare, fugi. Păi, trebuie să ne facem arme neapărat. Fugi, da, nu mai, ne facem acum, gata. Trebuie să ne apărăm, noi ca fermieri trebuie să ne apărăm. Am închis. Și ne omoară, cred că ne omoară villagerii. Oh, man. Hai să dormim și după aia ne ocupăm a doua zi de apărare. Nu se poate așa ceva.
Se închid ușa aici. Închide că... Au închid că ne caftesc ăștia. Bă, dar nu simt nevoia de mâncare până acum, like, asta e un pic dubios. Ce faci, te duci în camera mea? Okay? Da, și nici viața nu scade decât dacă... Așa, avem, așa e jocul? Că noi suntem pe survival din câte știu, nu suntem pe creative, așa că... E, probabil n-am muncit suficient, o fi mai... Păi tot acolo sunt? Dar viața scade sigur, că am experimentat eu. Scade până mori. E bine de știut. Fii atent, hai acum, trebuie uite, neapărat să luăm niște lemn. Deci, avem și o sobă înăuntru. Avem și o sobă? Mm-hmm. Hai să luăm niște lemne. Deci neapărat, neapărat, du-te la un copac și începe să dai în el. Și o să... Fugi! Fug! De fugi. Ce fug? Că e unul cu... e un arcaș. L-am văzut, gata. Nu e ce să-i faci, nu cred că ce să-i faci. A, vezi și câine! A, e ciobănesc. Da, vezi stare. Că moare foarte repede. Am încercat și asta. Bă, dar ai testat câteva lucruri. Da, da, păi am fost pe stricăciuni. Bun, hai că mă bag aici, să iau din punem... Am pus... Ia uite-te un pic, unde ești? Aici. Așa, fii atent, pun asta aici, ăsta e crafting table-ul și pentru... Că vrei să construiești ceva vila asta, da, bine? Da. Și lăsăm afară. Ah, dar uite! Uite, fii atent că noi putem să luăm deja. Avem și albine! Avem și albine. Avem stupe. În Minecraft de obicei sunt stupe. Uite așa aici. Că nu e... ce albină grasă. Nu cred că e ceva specific jocului. Și... uite, avem și avem stupi. Apicultor! Du-te, ba da, mă, uite. Da, e aici și stupi. Albinele sunt din joc, dar avem și apicultor. Du-te, bă, cât de frumos! Ți-ai făcut ceva armă? Ce... nu... ce lum... nu, nu, nu. Încă nu, încă nu, încă nu. Ia niște lemn, ia un bloc, două... nu, ia da, nu două blocuri de lemn. Să dau jos ceva. E... sau mi-a legat copacul greșit. Wow! Nu, 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 un șarpe, un șarpe! Fugi! Un șarpe, un șarpe, închide ușa! Mamă, vezi că a ieșit! What the fuck, dar nu știam de unde trebuie, credeam că e albină! Oh my god! Ia niște lemn de aici, că văd că ne așteaptă niște lemn pus aici. Lels! O să fac niște... ai luat totul lemnul. Da, ăla n-am luat eu. Dă-i acolo un picuț. Nu, nu, ține apăsat, ține apăsat că nu o să-mi mineze. Așa! Ok. Bienvenidos în Minecraft. Ok. Și după aia trebuie să ne facem un pickaxe ca cu el să luăm piatră, pentru că noi uneltele de lemn nu avem ce să facem cu ele. Trebuie neapărat să luăm un pickaxe să luăm piatră. Mm-hmm. Bun, da, îți ajung două blocuri. Hai. Adică nu ne înfometăm deloc? A, nu știu. Nu știu cum e harta făcută. Pune două... două bucă... Pune lemnul pe care l-ai într-o pătrățică și o să-ți dea lemn prelucrat și le iei pe da, tot. Da, da. Și după aia vei pune o bucată de lemn prelucrat într-o pătrățică și alta sub ea. Să fie în două pătrățele verticale. Ca să ne fie nou ușor să comunicăm, uite-te un pic la gridul pe care erai. Sunt nouă pătrățele, da? Corect? Patru, la care te referi? Așa, da, refer... gata, 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 da, da, bun. Da, da. Și ai nouă, da. Ca să comunic ușor cu tine, facem așa, de sus în jos e așa, de la stânga la dreapta, 1, 2, 3, după da. Care a doua linie, 3, 4, 5, 6, exact, da. Și după aia? 7, 8, 9. 7, 8, 9, așa că pui pe 1 și pe 4 lemn prelucrat și o să-ți dea bețe, ia două bețe, după care vei pune pe 5 și 8. Pe 1 și pe 4 puteți, că am pus Wokwood și nu-mi dă da. Nimic în dreapta. Am da, pe 1 și pe 4. 1 și pe 4, bețe. Îți dă, ai pus o wood planks și trebuie să-ți dea da, bețe. Da, 1 cu 1 și nu... probabil că da, mă, 1 deasupra celuilalt și îți dă bețe. Cum nu-ți merge? Nu-ți merge? Nu. Deci mai dau o dată. Clic. Ok. Iau lemnul, Wokwood-ul. Unul sus, unul jos și atât. Da, da, stai, nu e oak wood, e oak wood planks, corect? Ok. Păi nu, eu prelucrasem oak wood planks-ul din greșeală. Păi nu, ăla nu mai merge prelucrat. Fii atent. Da, da. Trebuie să... uite-te la mine un pic, trebuie să arate ca ăsta de jos. Am reușit, gata, nu, era o... ai luat bețe? Eroare de comunicare, da, am 4. Așa, bun, și acum pui pe 5... și pe 8 băți. Ok. Da. Așa, după care vei pune pe 1, 2 și 3 oak wood planks. Și îți dă un pickaxe, corect? Da. Bun, bravo, wooden... hai cu el. De fapt îmi dă wooden hoe, stai să văd dacă mai am wooden nu! Planks. Nu, îți trebuie 3 sus.
Păi da, n-am ai decât pus decât două. Da, n-am decât două. Stai să mă duc să mă iau. Ia de aici, ia de aici, ia de aici, ia de aici. Ah, ok. Că e multiplayer, așa. Așa. Și acum mergem să minăm. Una, să minăm două, niște trei. Piatră, ca după aia să ne facem unelte de piatră și o să-ți arăt cum să construiești unelte mult mai ușor după aia. Gata, hai că m-am obișnuit și cu sistemul ăsta de crafting. Trebuie să dau ai cu făcut? Dreapta, ai da. Făcut? Bun. Da. Era doar mai ceva, trebuie să dau cu click. Hai cu, hai cu. Hop. Hai să mergem, hai să mergem. Ia uite-mă. Hai da. Let's go, te-am văzut, hai da. Cocoșu, bă, cocoșu. Ce tare. Închidem dacă ar fi și în farming atât de multe. Așa, fii atent. Opa, l-ai văzut? E un creeper acolo. Nu ne băgăm la ăla. Hai să fugim. Trebuie să găsim piatră. Uite aici piatră, fii atent. Uite aici, trebuie să minăm. Ia-ți o pătrățică, e o pătrățică. Și dă și minează piatră. Asta ne trebuie să ne facem unelte un picuț mai puternice. Nu se strică la un moment dat pickaxe-ul pe care l-avem de... Ba da, de aia îl facem după aia de piatră. Dar și de piatră la un moment dat se va duce. Da, vezi că tu... Aici e și altceva, e și andezite și piatră. Minează aici. Vezi că asta e puțin gălbuie? Uite așa dacă te uiți, e cu niște verde gălbui, da. Ceva. Ok, ok. Da. Aia altceva. Asta okay. E piatră de aici. Așa. Sunt asemănătoare texturile? Ca idee îți trebuie vreo 20 de bucăți, ceva de genul ăsta. Să minăm aici, că după aia să ne facem totul din piatră, gen unelte și să nu mai avem treabă. Putem să ne facem un chest în care să punem materiale? Da, sau da, nu? Da. Okay. Sigur, sigur, îl facem deci din lemn. Deci cred că avem pe undeva, dar totuși unul în casă ar fi mai... Claro, claro. Așa, am 19. Deci nu ne trebuie cobblestone. Da, cobblestone-ul, exact. Okay. Bun, eu mai am făcut vreo 23 de bucățele. Mă duc din nou în fermă și mă duc în fermă să... Auci. Încă un pic. Mă duc în fermă să îmi fac uneltele și o să-ți arăt cum să le faci foarte ușor, fără să trebuiască să mai faci rețete. Știi, fără să pui tu jos una, sus alta și așa mai departe. 20 și 2, cred că sunt suficiente. Așa cred și eu. Poate. Uite, de asta ziceam, eu făcut să neac, dar asta cred că e tower, că e foarte agresiv. Ăla-i tower, ăla-i tower, e tower. Că a avut el grijă de mine mai, mai devreme. Lels. Așa, vino să construiești aici. Eu tot încerc să sar peste gard, dar nu pot. Nu, no, păi ideea e gard, că nu poți să sar peste el. Bun. Mâncarea o punem înăuntru lângă aragaz, în chestul ăla, adică păstrăm ordinea asta. La tine, nu? Că o să ai nevoie. Așa, și acum dă click de data pe ăsta și în stânga ai, scrie craftable acolo în stânga și ai multe iteme. Da. Bun, la search box colea, scrii. De exemplu, sword, SW și deja ți-a apărut aia de piatră și nu o să-ți apară cu roșu, că dacă ai ce-ți trebuie da, inventar, dacă ce-ți trebuie, da. Poți ok, și am pe asta stone, dau click pe ea și mi-a pus toate itemele și decât o trag. Perfect. Și ai luat-o, exact. Yep. Și dacă nu ai, tot dai click pe ea și spune ce-ți lipsește. Exact, asta am învățat. Și cred că ție o să-ți mai lipsească de acum încolo niște lemn. La fel poți să faci cu axe, adică topor, AXE și vezi dacă ai cu ce să-l faci. Nu. Îți mai trebuie lemn, corect? Îmi mai trebuie un băț. Corect. Deci lemn. Bățul se face din lemn. Și okay. Eu mă duc acum tot la lua lemn. Așa că mai ieși tu două, trei de alea de lemn de lângă tine de acolo. Ia să stic, că pot să fac stick. Da, uite, pot să fac stick. Da? Bun, l-am luat. Chiar am făcut 4 și acum scriu iarăși. Axe? Vezi dacă merge. Ne, cum îmi trebuie? Acum îmi trebuie... Ia uite-l pe ăsta, ia! Ia uite-l pe ăsta, ia! Dacă îl bat pe ăla care ne tot dă cu arcul. Au! Mamă! 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 Ce-al dracu e? Oh my god! Trebuie să mangerim ceva. Chocolate bar! Ce tare, putem să facem ciocolată. Nice! Me gusta! Merge? AXE. AXE, da. Axe. De cât de lemn pot să fac? Păi nu, ți-e trebuie de piatră. Dacă dai click pe ăla de piatră, ce-ți lipsește? Nu mai mi-arată ce-mi lipsește. Nu știu ce am făcut. Cum să nu? Dă click pe el. Click. Îl trag în partea aia și mi-apar pătrățele goale. Încercăm o dată. Fii atent, ai două bețe și trei cobblestone-uri. L-am făcut. Am înțeles. Perfect. Bun. Eu cred că apăsam doar pe, în loc să dau click dreapta pe cutie, apăsam pe. Trebuie să mă obișnuiesc cu treaba asta. Da. Da. Bun, le-am pe toate, am și sabie, ne și luptăm. Fă-ți și un shovel. S-H-O-V-L. Shovel e...
lopata. Mi-e trebuie și o lopată. Și un pickaxe, fă-ți-l și pe ăla de piatră. O să fac și de piatră, ok, am făcut de piatră. Shovel, păi fă-le doar de piatră. Gen pickaxe de piatră și shovel de piatră. Ce resurse mai ai nevoie, mai am eu la mine. Un singur băț. Imediat se rezolvă. Ia de aici. Tres. Așa. Gat. Și cu ăla de lemn ceva că l-arunc? Cum? Pe cel de lemn îl arunc sau îl mai păstrez? Nu. No. Pickaxe-ul. Ah. Cum vrei tu, putem să-l punem și pe foc eventual, aruncă-l că nu reprezintă o valoare. Și după aia hai să dormim pentru că din nou a venit noaptea. Nu știu exact ce să facem noi ca să decuplăm tractorul ăla, rămâne ceva de văzut. Asta e un bidon? Asta e un bidon? Wow! Trocul de unde mănâncă porculenii, du-te mă! Du-te că nu cred așa ceva. Rabă decorativă? O rabă, și un porc care doarme. Flori. Du-te, mă, de aici. Păi nici nu prea vreau să joc aici. Eu vreau doar să mă uit, să văd ce-au mai băgat. Dar de ce vine ăștia noaptea peste noi? Păi așa ies mobii noaptea. N-ai ce să faci. Am mob din ăștia cu stegulețe, cu... A, ăștia trebuie să-i căsăpim. Ăștia sunt foarte nesimțiți. Ăștia sunt pe raid. Ei sunt puși pe fapte mari. Să ne raiduiește. Satul nostru. Bun, am pus semințele acolo și porumbul. Bănesc că nu ne trebuie acum. Nope. De mâncare avem, slavă Domnului. Let's go, hai să dormim. Semnele exclamării văd că nu-mi dau nicio informație. M-am dus subile, am dat click așa, așa am văzut și eu. Dezamăgire totală cu, el, totală cu ele. Walkfield, farm, ok. Sus, hai să dormim. A, uite, hai să sugerez ceva, fii atent. Mănâncă dacă ai... Lupa, am auzit lupul. Fii atent, nu dormi. Du-te și distruge patul. Uite așa. Îl iei la tine și îl punem jos, ca să nu trebuiască să mai urcăm de fiecare dată până sus. O să punem patrule jos și când intrăm doar dormim aici mult mai ușor și dormim și noi lângă foc. Coleș. O să iau niște carpetă și o să pun pe lângă pat. Așa, puneți-l și tu acolo. Puneți-l acolo. La pat mai jos cu o pătrățică. Nu. Da, click dreapta, click dreapta. Ala a fost. Am și băgat în el. Am văzut. Stai așa să pun niște carpetă pe aici, gata. Nice! Bă, trebuie să descoperim cum decuplăm tractorul ca să putem să cumplăm semănătoarea. Cumva tractorul trebuie de plug. Al doilea tractor nu mai avem. Auzi, da, dacă luăm mașina, poți să intru oare în aia? Eu am încercat să intru în taur și n-am mers. Adică îmi dădea damage în mașină chiar. Ție? Da, taurul se enervase, dădea în mașină și îmi luam damage. Am încercat să-l calc. Ia, doamnă, da. Eu sunt în spate, dacă e nevoie, îmi spui să mă duc să fug, să închid ușa. Yeah. Wow! Merge! Și nu ți-ai damage? Ba da, dar nu atât de mult. Dau în el, dau? A, vin un coa. Ai arc? Gata, l-am spart. L-ai spart? Bun, da, i-am luat capul. Cred că mi-a dat ceva gen cap. Aproape a murit, fug! Fug, aproape a murit! Wow, aproape a murit. Gata, încă unul. I-am luat și săgeata. Oh, shit! Vine după mine! Fugi. Oh my god. Da. Au și arcuri astea, problema, că îți dau de la distanță. Păi da, banana asta nu pot să o mănânc. Au arbalete, ceea ce mai rău. Ce sunt vrăjitor? Eu nu cu o pălărie. Fugi că ne simți tot ăsta. Ah! Și mine a dat. Oh my god. Păi și câinele de ce nu neapără câinele? Ok. A, păi o să murim pe aici. Fugi, bă, mamă, cât să avem? Hai vino cu a. Fug! Nu mai am mâncare. Închide ușa. Trebuie să ne facem niște pressure plate-ul ca să se închidă ușa automată. Mi-a dat ceva spell, gen magie, că sar niște chestii versi. Da, ai spell. Și cum gata, fac să scap de spell? Nu știu dacă poți. Trebuie să bei lapte. Deci trebuie să ne facem o găleată și după aia trebuie să bei lapte. Dar vom face asta în episodul următor, bineînțeles. Până atunci ne chinuim să încercăm să farmăm și noi să ne lasem măgarii ăștia în pace. Și v-am salutat. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!